tuturor și bine ați venit la primul episod de Lumea Puilor. Da, deci, ăștia spuicii, care și eu dată, care mă iubesc și mă urmăresc, este de grină mare. Să pun aici, e încălțat, de grină mare, cred că o să iasă pe un bac. Tu nu pleca. Să nu cadă, vedeți, încălțat. Și mai sunt încălțat. Uite, ăsta a căzut. Ăsta e tot de grine mare, dai. Ca un pinguin. Îl cheamă pinguin, cred. Păi, ăsta că e ca un pinguin. Și de grine mare. E un pic încălțat. E negru cu... Vedeți? E așa la aripi. Și ăsta e de grine pitică. Și la fel ca el. Un pic de galben la aripi. Deci sunt leici. Dacă cred că se fac porumbaci. Ăsta sigur se face porumba, cred. Ăsta e de la peste suca mea, de la grine mea pitică. Yeah. Ce să vă mai arăt? Ăsta nu fost ca mine. Da. Până ăștia spun și eu deocamdată. Aici au apa. Trebuie să mai iasă de la incubator. Mai sunt 8 ciocnite, 2 de fapt. Bine, dar trebuie să mai iasă. Mai sunt 29 de ouă. Tot cu ala ciocnite. Aici sunt mulți pui. Stai, 29 de ouă. Deci înseamnă că a ieșit o grămadă de pui. Că eu am pus 59 și au rămas 29 de ouă. În incubator. Ăsta e tot de grine mare, care zici că seamănă cu coșul ăla. Corșitură de brahma, că e încălțat și foarte mare. Și asta mă ciupe. Mă ciupe asta. Așa. Văd mai mulți de ghine mare, cred că aici, decât de ghine pisică, nu știu. Da. Sunt frumoși și sunt adorabili. Ăștia sunt încălțați. Să iau altul. Da, o să fac un video mai lung data viitoare, pentru că nu mai am spațiu bun. Eu am fost Andrei și vă spun pa, pa.